Bună, Silvia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare, tare mult. Să vorbim de plecarea Simonei. Eu n-aș fi vrut să plece, nu pentru ea, pentru că nu s-a purtat chiar așa frumos. Îmi pare rău de Sorin, pentru că el chiar o iubește. Și după spusele ei, dacă ar fi să-i dăm trezare, și ea îl iubește pe el. Și de ce nu l-ar iubi? În afară de faptul că Sorin a făcut acea greșeală, e un băiat ok, super ok. Mie îmi place de el. Dar ați văzut cum s-a purtat Simona în casă, a tras doar antipatii și din partea publicului. De asta și a fost votată. Dar ar fi vrut să plece Izabela, pentru că ea chiar voia să plece. Chiar voia. Să vedem un lucru bun în plecarea Simonei. Petrece ziua cu mama ei. S-au adunat toți în living, cum se întâmplă de obicei, s-au îmbrățișat. A îmbrățișat-o pe doamna Ana, i-a zis, eu am încercat, iar Ana făcea știu că ați încercat și apoi a făcut așa, dat din numeri. Nu mai avea ce să facă. A venit și Sorin, s-au îmbrățișat toți trei. După cum spuneam, chiar îmi pare rău că a plecat ea. Nu știu, doamne Ana, cât o să-i pară de rău, sau poate abia s-a văzut scăpată, dar ea ar trebui să se gândească la băiat și la sentimentele pe care le are pentru Simona. Asta e cel mai important, pentru că Simona sper să se poată schimba. Acum e tânără, e foarte tânără, dar cu timpul, mă gândesc, după ce se vor căsători și o să aibă un copil doi, sigur că o să se schimbe, toate ne schimbăm, sau aproape toate. Deci erau în living, s-au îmbrățișat cu toți, a mai dat niște sfaturi, îi spune Laurei, eu cred în voi, în ea și în Mihai, a mai plâns puțin, e normal toți, a vorbit apoi cu Izabela și i-a încurajat, da? Apoi a spus, ne vedem acasă, am îmbrățișat-o pe Ionela, știți că Simona a vorbit urât de Ionela, dar i-a părut rău. A spus, îmi pare rău că n-am crezut în voi la început. Apoi s-a dus la Ramona și a zis, nu mai porți pantaloni scurți. Normal, a luat foarte mult în greutate și deja nu-i mai stă bine în pantaloni scurți. Dar fiecare face ce vrea. Dacă vrea să poarte, poarte. Asta e o problemă. Și îi zice să nu mai porți că te vede întreaga România. Eu aș spune chiar și în afara țării, pentru că și eu o văd și mai sunt oameni de aici români care urmăresc mireasa. Toți au condus-o până pe terasă, în aplauze, ea tot țipa, știți cum e adusă, dar până la poartă au condus-o doar Sorin și zice, ieșim amândoi. A ajuns la poartă, s-au îmbrățișat, s-au sărutat și ea a strigat, vă pup și vă iubesc. Apoi zice, Sorin, abia aștept să ne vedem afară. A venit cineva din staff să o ia și i-a șoptit, îmi pare rău. Sper să-i pară rău, pentru că chiar l-a pus pe Sorin în niște ipostaze foarte urâte, mai ales cu cele două despărțiri sau câte a avut. Dar eu cred că poate să-i facă Sorin chemare, pentru că așa se obișnuiește, poate să o recheme într-o săptămână, două, vă amintiți de Alex și Cristina, când l-a chemat după 3 săptămâni cu o cerere în căsătorie, cred că atunci o lasă până la cerere, apar cererile și o să o cheme atunci. Să vedem, să vedem. Eu zic așa, se obișnuiește. Mi-a părut tare rău de Sorin, că era așa de trist că s-a întors în casă. Știu cum e să te desparți. Adică nu să te desparți că nu te înțelegi, să te desparți din cauza circumstanțelor. E cel mai rău. Rămâi așa gol pe dinăuntru. Parcă nu-ți găsești locul. Știu cum e. De fapt, nu doar eu. Sâmbătă seara, fetele s-au îmbrăcat, au avut petrecere franțuzească cu muzică. Așa ar fi trebuit să fie franțuzească, dar nu mi-a plăcut deloc interpreta, parcă Ozana sau cam așa ceva. Eu n-am auzit de ea. N-am auzit ce să fac acum, să spun că o cunosc foarte bine, că știu melodiile pe de rost. Nu, n-am auzit de ea, dar mie mi se pare caragioasă, așa ca femeie, cu ochelarii ăia, fa, nu puteau să aducă și
pe cineva cunoscut, sau poate România e cunoscută, eu nu mai stau de aproape 17 ani, nu mai știu pe ăștia noi. Am văzut că a vorbit cu concurenții, mai spunea că are fată și băiat, era cam în vârstă cântăreața, cred că are copii adolescenți, dacă nu chiar maturi. Nu mi-a plăcut nici cum a cânta franțuzește, n-avea deloc accent, nu. Mai bine să axa pe manelele, care văd că merg bine în casa mireasa. L-am văzut pe Sorin dansând cu doamna Ana, ce să facă dacă i-a plecat iubita. Au mai ieșit pe terasă. Ce mi-a plăcut, Laura foarte apropiată de Mihai, foarte, foarte apropiată. Au stat și afară, au stat împreună. Chiar a fost frumos cât am văzut. Apoi, după ce a cântat, acolo, petrecerea a fost foarte reușită, în afară de cântăreață. În afară de asta, după ce a plecat, ea a dat niște manele, a mai dat și muzică străină, dar eu nu sunt adepta manelelor, nu-mi plac. Înainte să plec din țară, chiar urmăream o emisiune, parcă am mai vorbit despre asta, să nu-mi ia în gura presiei, nu mai știu cine o prezenta, dar era acel bărbat care o prezenta. A spus că manele e muzică pentru inculți. Și eu am adoptat această expresie și o mai folosesc. Dar nu e ideea mea, aș fi vrut să fie. Aș fi vrut, dar nu e. Întotdeauna de câte ori spun asta, aduc în discuție de unde am auzit-o. Mi-a tras atenția niște versuri, ce cânta el acolo, femei și praf, până ne facem pilaf. Cum să promovezi așa ceva? Toată lumea știe ce fel de praf e, nu? Vă dați seama? Nu mi-a plăcut, pe bune, să cânți așa ceva. Așa ca și cum ar fi o invitație, pentru că sunt tineri ăștia de 14, 15 ani, 18, care nu au minte. Aud în cântec, zice, așa trebuie să facem. Voi ce credeți? E normal să o melodie să aibă aceste versuri? Am zis, domnule fete, cam vulgar îmbrăcate, bineînțeles, Diana nu știe să se îmbrace absolut deloc. Orice ar lua pe ea este rău, mai ales când a fost cu hainele alea negre, foarte urât. Știu că ea e de etnie, dar totuși are nevoie de un stilist. Viitoarea soacră se îmbracă mai bine că ea, nu că aș susține pe careva, nu am pe cine. Am încercat să susțin pe careva, pur și simplu n-am găsit pe nimeni. Îmi plac foarte mult Stelian și Ramona, dar nu-i susțin, nu-i votez, nu mă interesează. Și am văzut că au mai cântat niște manele, muzică străină, unii ieșeau afară. La un moment dat erau 2-3 pe ring, dar știți, dacă nu-i nimeni pe ring, se închide muzica, se oprește petrecerea și tot timpul rămân unii. Mi-a plăcut cum a dansat Ionuț. Știu că el e cu alcoolul, au băut mulți, să vedem acum ce explicație o să dea luni în live. Pentru că stafful le dă, stafful, eu chiar am vorbit despre asta cu cineva din staff și n-a fost de acord cu mine, a spus să nu le mai dea, pentru că pe mine nu mă deranja ce era la petreceri, mă deranja după, pentru că băieții se îmbătau și se apucau să cânte, să bată la 3 noaptea. Eu vreau să dorm. Și nu doar eu. Apoi s-au mai dus prin bucătărie să mănânce la ora aia din noapte, dar fiecare mănâncă când vrea, nu-i chiar sănătos, nu contează. Și să vă spun ceva de Mirela, a luat plasa vieții ei și a arătat șansa să-l cunoască mai bine pe Rareș. El a spus că o place, dar poate că nu și-a arătat chiar șansa de tot. Are timp, ea e liberă, el e liber. Doar să vrea Rareș, acum după ce a avut-o, să zicem așa, în ghilimele, în Raul, pentru că Raul nu e serios. Vă amintiți cu gestul acela pe supernă, chiar nu mi-a plăcut așa ceva, nu se face. Nu faci nici cu nevasta, nu faci. Da, măcar, nici nu s-au sărutat și deja, nu, e foarte imatur. Dar când s-au închis ușile, toți au plecat pe la casele lor. Am văzut în ușă, stătea Alex și cu Alexia, am impresia că s-au pupat sau s-au sărutat. O să vedem oricum în emisiune ce au făcut, așa am văzut eu, că erau foarte apropiați, dar o să vedem, pentru că dacă s-au sărutat, le pune întrebarea. Și ce mi-a părut rău, Sorin foarte trist a despărțit de mama lui, de ceilalți, foarte trist. Pare rău pentru el, chiar îmi pare rău. Cam atât am avut de petrecere, vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!